zi. Despre lebăda neagră și despre da, colde. Lebăda neagră nu știam nicio, ce mi-a explicat Dan Andrunice, că nu bun, prea știam. Da, ai spus așa. Că te-au contactat. Și e, da, sigur că da. M-au contactat, mă, indirect, a treia oară. Prima și a doua oară. De ce? Am lăsat să treacă. Mesajele au fost aceleași și a treia oară când am văzut că e același, zic, bă, deja a treia oară n-are cum să mai fie întâmplare, e determinare. Ce ai, bă? Vreau doar să fac o mică precizare pentru CNA și pentru restul lumii. Eu personal nu știu cum să-l contactez pe domnul Coldea, că l-aș contacta pentru o replică în direct, așa că dumnealui cred că e mai simplu să contacteze Antena 3. Dacă ne dă un semn, prelungim emisiunea. Mesajul a fost și mă reproduc. Da. Reproduc fidel. Te rog. Ce ai, băi, Mirele, cu col de ăsta? Am înțeles. Asta a treia oară aceeași chestie. Asta era pe parte personală, dar și tu și Dan Andronic spuneați că este vorba despre o operațiune lebăda neagră, da, pentru săptămâna pe care viitoare, da, a început, împotriva Viorica Dăncilă sau lui Klaus Iohannis? Că circulă ambele variante. Nu, împotriva lui Klaus Iohannis. Împotriva lui Iuda, ăla care l-a vândut pe el pe 30 de arginți, pentru că el l-a făcut președinte pe Iohannis și consideră... Asta e părerea ta. Pentru CNA sau vii cu dovezi, păi... una din două. Păi el... Pierdem vremea. Păi el spune. Păi el, dacă el spune Iuda... Eu nu l-am auzit. Păi, nu, stai, nu l-am auzit spunând că l-a făcut sigur președinte da. Pe Iohannis. Da, a, păi, dacă e Iuda, dacă l-a trădat, adică l-a trădat trecându-l în rezervă... Nu? L-a trădat. Doamne, stai un pic de l-a trădat. Adică ce? Era o relație între ei? Era... Bun, deci tu presupui că Iuda sigur este că da. Să traduc păi pentru CNA da. Și pentru telespectatori. Că altfel nu se poate că în relațiile... Tu presupui că Iuda este Klaus Iohannis. Absolut, că în relațiile sunt instituționale. Nu se poate pune problema m-a trădat. Cum adică l-a trădat? Păi relațiile sunt instituționale. I-a semnat un decret. Păi asta că l-a trădat și a căutat, a umblat să se răzbune mai mult decât atâta. Acest Coldea se întâlnește, după cum bine știi, cu fel de fel de cunoscuți de-ai noștri, pe care pe unii încearcă să-i lămurească. Bă, nu eu v-am băgat în pușcărie, v-a băgat nenorocita aia. Bun, de Chioveși. Eu v-am salvat. Sigur că da. Și ce să-i facă lui Klaus Iohannis ca să nu intre, să nu câștige alegerile? Păi în primul tur a încercat acea șmecherie despre care am spus. În turul 2. Păi de unde să știu eu ce să-i facă? Păi m-a întrebat, nu am spus că este posibil, că dacă noi am fi știut ce urmează să-i facă, nu mai era lebădă neagră, era una albă la care se așteaptă toată lumea, nu? Lebădă neagră la care nu te aștepți. Că urmează să facă ceva, pentru că așa, chiar și cu jumătate de gură, eu și pe domnul Barna și pe domnul Cioloș i-am auzit spunând că o să-l susțină pe domnul Iohannis, de asta zic. Adică cum să nu câștigi? Ce să-i faci? Să scoată ceva? Despre dumnealui, să iasă ceva fie, să scoată, fie da. Să scoată ceva despre el și cam are ce să scoată, fie este o chestie care poate tocmai a ieșit astăzi cu acei doi bătrânei care au făcut presiuni în justiție și care au manipulat justiția și aceia doi bătrânei săraci parcă sunt bunicii mei și se luptă cu el prin mijloace necinstite, ei bătrânei pe o casă pe care el a dobândit-o cinstit și bătrâneii vor să-l nenorocească. Poate să fie chestia asta și poate ieși la ima. Pot fi multe lucruri, dar acum dacă nu va fi pe sugestiile mele. Pot să iasă foarte multe. Poate stă cineva de vorbă cu unul din copiii din Canada. Poate iese cineva cu... Hai să ne oprim aici că nici nu mai știu ce să scriu la CNA. Păi am zis poate.